Cele două strânduri din Ognele Mari sunt neîncăpătoare în fiecare weekend. Localnici, dar și turiști din toate zonele vin la bazinele de apă sărată, despre care se spune că ar avea o mulțime de efecte benefice asupra organismului. Săptămânal și la Salina, Ognele Mari, merg foarte mulți turiști. În momentul de față, în stațiune sunt acreditate 370 de locuri de cazare, iar numărul este în creștere. Anul acesta este un an bun pentru turismul local, comparativ cu anul trecut. În ciuda situației pandemice, oamenii au avut încredere și au găsit portițele de a ajunge în stațiunea noastră. Avem cele două ștranduri din localitate în fiecare weekend cu un număr mare de turiști, raportat la statisticile comunicate de administratorii ștrandurilor, depășim un număr de 3.000-4.000 de turiști pe cele două ștranduri în weekend per zi. De asemenea, Salina Ognele Mari primește, comparativ cu ștrandurile, un număr asemănător. Oamenii sunt mulțumiți, încântați, au avut parte și de vreme bună, s-au bucurat și de investițiile și schimbările care s-au realizat în bazele de agrement din Ognele Mari. Am văzut că vă ocupați să întrețineți și parcurile prin care turiștii se plimbă și aveți un parc nou făcut pentru a crea un mediu plăcut și acestor vizitatori ai localității. Suntem într-o continuă serie de lucrări privind modernizarea, întreținerea și prezentarea orașului într-un mod cât mai atractiv pentru turiștii care vin în localitate. Dar trebuie să spunem că acești turiști aduc beneficii locuitorilor care au pensiune acreditate. Cam câte locuri de cazare oferă stațiunea? În momentul de față avem înregistrate 370 de locuri de cazare acreditate și suntem în continuă creștere. Foarte multe autorizații de construcție emise care așteaptă finalizarea lucrărilor pentru a suplimenta acest număr, fapt care ne demonstrează că lumea are încredere în turismul din Ognele Mari și în localitatea noastră. Este locuitori care vor să-și dezvolte pensiunile, locuri de cazare? Locuitori care vor să-și dezvolte pensiunile și investitori care au încredere în Ognele Mari și au venit din altă parte pentru a investi aici. Este un lucru bun atât pentru primărie, cât și pentru turism, cât și pentru turiști, pentru toată lumea. Administrația locală are multe investiții în derulare pentru a le oferi tot confortul atât cetățenilor, cât și turiștilor.